Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect destul de interesant, pentru că suntem în toiul sărbătorilor de iarnă, ne-am obișnuit să discutăm despre lucruri frumoase, lucruri care ne-ar face viața tuturor un pic mai ușoară, un pic mai interesantă. Încercăm să abordăm mai multe aspecte ce țin de activitatea Consiliului Municipal și propriu-zis de specificul funcționării acesteia împreună cu Eugenia Ceban, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Dinar Cojocari, de asemenea consilier PSRM. Bună seara! Bună seara! Doamna Ceban, ziceam și la început acestei emisiuni, pentru că suntem în toiul sărbătorilor de iarnă și ar trebui să fim mai buni, să fim mai atenți față de cei din jurul nostru, vreau să vă întreb, care este atitudinea Consiliului raportată la copiii străzii și la oamenii străzii? Pentru că în această perioadă lucrurile capătă cu totul o altă întorsătură. Știți, ați ridicat o problemă foarte actuală, fiindcă astăzi, în situația în care noi ne aflăm la moment, în perioada aceasta rece, care practic pe neașteptate au venit frigurile cu temperaturi atât de scăzute, să știți că ceea ce privește municipiul Chișinău față de copiii străzii, față de persoanele în etate, oamenii străzii, am în vedere persoanele fără adăpost, domiciliu stabil, este o atitudine nemiloasă, fiindcă actualul primar Chertoacă, dacă, după cum am privit toți, și-a pus mâna în buzunar și-a plecat să se distreze la Viena, cum am văzut reportajul, dar acești minori care mai aveau pentru unele clipe în perioada aceasta, unii să mai trăiască, dumnealui a considerat că după statutul municipiului Chișinău, care nici nu i-a permis această ilegalitate să o facă prin dispoziția sa, a suspendat activitatea unui centru unde erau cazați copiii străzii. Și vă dați dumneavoastră seama că iată în această perioadă acești copii care practic noi se primește că îi aruncăm în stradă la cerșit, în loc să ne ocupăm de acești copii a străzii, în loc să-i ajutăm, să fim mai buni față de acești copii, iată ce se întâmplă în municipiul Chișinău. Mai mult ca atât, nici Direcția Protecției Copilului nu monitorizează această situație, fiindcă dacă să-i întrebăm câți copii au străzi, ce au făcut cu ei, unii se duc și noaptea, cine, cum ceva lasă pe angajații Ministerului de Interne. Mă scuzați, dumnealor, angajații polițiști își fac treaba așa meserie după cum în competențele dumnealor. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că nu este situația mai bună și la Direcția Generală Asistență Socială cu persoanele mature care se află, persoanele străzei. Fiindcă, uitați-vă, se închid în stânga și în dreapta, s-a închis internatul numărul 2-3, cămini stau bătuți în scânduri. S-a închis toate centrele care sunt, pentru care au fost create de mine personal, că a fost director la Direcția Generală Asistență Socială. Și în fiecare zi pot numai să arăt un reportaj din strada Haltei, unui personal am impus efortul și proiectul a fost scris de actualul președinte al fracțiunii Partidului Socialist din Consiliul Municipal, Ion Ceban, care a câștigat $75.000 și am renovat acest centru și este până astăzi pentru aceste persoane, dar este pentru 70 de locuri și acolo este un teritoriu atât de mare și mă întreb, chiar nu vă duce capul și chiar nu puteți voi, municipalitatea, de a deschide pe teritoriul acestui centru încă o clădire, să se extindă una, dar în afară de aceasta se primește că ei sunt primiți numai noaptea, perioada nocturnă, dar mai departe deschideți-le niște ateliere unii ca ei să lucreze în folos comunității, fie de reparația hainelor, încălțămintei, ceva să ocupe, să nu se ducă ziua iarăși la cerșit pe timpul ăsta rece. Și asta e ceea ce noi avem în municipiul Chișinău. Domnule Dinar, fiind cel care a activat nemijlocit în domeniul sănătății, vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre Consiliul Municipal, avem anumite rezultate care ar putea fi trecute în revistă, rezultate vizibile, palpabile? Cum stăm la acest capitol? Deci, la solicitarea noastră, am solicitat de la domnul Moldovanu, care este în principiu reprezentantul nostru în domeniul medical, să ne prezinte un plan de dezvoltare strategică pe câțiva ani înainte pentru a putea determina în care domenii ale sănătății noi avem lacune mai mari, deoarece la moment toată medicina știm că la noi șchiopătează
din punct de vedere profesional și vreau să vă spun chiar și dotare tehnică. Până în ziua de azi, noi n-am primit niciun răspuns la dumnealui. De fiecare dată să amână, să găsesc diferite evenimente la care dumnealui participă, ca exemplu, la spitalul numărul 3 s-au dat un șir de utilaj medical dintr-un proiect internațional de la Japonia, la care dumnealui se prezintă. Însă, dumnealui nu se prezintă niciodată în acele instituții unde utilajul este încă de pe timpul sovietic și nici nu vrea să influențeze. Ba mai mult ca atât. Știind că toate instituții la moment sunt la autogestiune, una din sursele lor era, până acum 2 ani în urmă, erau stomatologiile. Ele au duceau o sursă, care au venit. Dumnealui, după, ei au considerat, să spunem așa, că nu este opțional ca stomatologie să fie dirijată de către AMT-uri sau de către CMF-uri. Ei au luat și au făcut un departament aparte de stomatologie cu sediul central la Negruță. Însă utilajul care era investit până atunci era făcut, investițiile erau făcute de către AMT-urile locale. La moment ele au fost luate, trecute sub un alt departament și ca bun și ca ulterior ca să spunem așa conducerea să fie la Negruț. Ca până în final AMT-urile au dublu pierderi. Pierderile care ei se le așteptau într-o perioadă care ei au investit în utilaj, ulterior ei vreau să le, ca orice instituție, să le scoată prin achitarea unor servicii stomatologice. La moment, toate, spunem așa, bunurile date vin către Negruțe. Ceea ce duce, spunem așa, într-o pierdere economică a AMT-urilor. 1. 2. La moment nu se fac investiții în utilaje de laborator. Noi, în majoritatea policlinicilor, folosesc servicii contractate cu alte instituții. Doamna Ceban, vroiam un pic să revenim la ceea ce spunea și domnul Cojocari la decizii. Haideți să vedem. Pe parcursul anului au fost luate mai multe decizii de către Consiliul Municipal. Vreau să vedem. Monitorizează cineva, duce o evidență cum sunt realizate aceste decizii? Știți, timp de un an de zile, de acum ne-am făcut și noi o concluzie, consilierii municipali. Practic, noi am solicitat ca la fiecare următoare ședință a Consiliului Municipal, secretarul Consiliului, domnul Valeriu Didencu, să ne pregătească o notă informativă privind executarea deciziilor aprobate anterior. Și ce credeți? Că până la moment noi așa notă informativă nu am primit și mai mult ca atât. Atunci când în sala de ședință se discută un proiect de decizie, marea majoritate, adică din toate fracțiunile, consilierii au dreptul să-și expună viziunea sa și să știți că absolut nimeni nu lucrează cu aceste stenograme. Se duc la semnat pentru președintele în ședință și secretarul Consiliului, așa cum le se cuvine, ceea ce am avut chiar și nu de mult cu regulamentul la un serviciu, cred că o să vorbească colegul meu, dar mai mult ca atât, eu vreau să vă zic că sunt atât de încăpățânați în primărie că până la moment, spuneți-i, au ștate de personal unde vreți, în stânga și în dreapta. Dumneavoastră intrați în primărie și o să vedeți că absolut în prima jumătate a zilei nu este nimeni la serviciu. Trebuie să-i cauți absolut pentru orice întrebare ca să solicit, dați-ne interpelare, faceți-ne interpelare în scris, faceți în scris. Bine, noi, consilierii municipali, la urmă urme, toți angajații care sunteți atât în primărie cât și în subdiviziunile Consiliului și a primăriei, sunteți și statele de personal și organigramele aprobate de către Consiliul Municipal. Dar mai mult ca atât, iată, noi chiar am avut la ultima ședință în luna decembrie, s-a aprobat de către Consiliul Municipal o decizie privind închiderea unei case de familii, care a crescut această familie Harea, a educat 8 copii străini, apoi la momentul închidere avea 5 copii și dintre când a atins vârsta de pensionare și a fost impusă să scrie cereri, fiindcă așa prevede regulamentul, care în regulament este smulte fără de legi și lacune,
și urmează să fie revizuite și modificate. Iată, această familie a rămas cu doi copii, fiindcă nimeni nu e în considerație că atunci când niște copii străini s-au atașat de această familie, vă dați seama, copiii, când biologici îi crești și educi, câte probleme apar în viață. Fiecare sunt cu caracterele lor. Dar, iată, această familie a fost lipsită și de suportul financiar. Și noi, consilierii municipali, din toate fracțiunile ne-am implicat și am aprobat ca casa asta să fie închisă de la 1 ianuarie, dacă atât așa de tare au încercat să ne convingă, și pentru această familie să fie achitat absolut tot salariul acestei femei care a dat și crize și a fost nevoit să împrumute bani să ducă la tratament după hotare, fiindcă de acum era pe ducă, pe lumea cealaltă. Și au rămas doi copii pe seama unui tată care e nu biologic, vă dați seama? Și pentru întreținerea fiecărui copil și să găsești unde ștept la direcția finanțe și închipuiți-vă dumneavoastră că și-a permis ca să scrie un răspuns că ei nu vor executa această decizie a Consiliului Municipal privind achitarea salariului acestei mame chinuite, acestei familii care până astăzi copiii cei încă nu au fost păsând în această familie. Ce motivau? Și ei fac trimitere. Vă dați seama că e plină primărie de incompetență. E plină, absolut. Fac trimitere la hotărâre de guvern 1733, precum la atâtea hotărâri fac privind casa de tip familial, dar vă dați seama, uitați-vă dumneavoastră în hotărârea asta de tip familial, este scris clar, toate competențe, toate ajutoarele care poate beneficia o familie, chiar indiferent dacă tu ai putut cu desâlă să o plasezi, uitați-vă dumneavoastră, a fost lipsit de tot, absolut, și de banii, salariul lunar, și de ceea ce trebuie să primească copii, și abonamente, și tot absolut. Și eu chiar nu înțeleg, la Direcția Protecției Copilului, presupunem că șefa direcției interimare este doamna nouă. Poate să nu intrat în esență la tot, dar ceilalți angajați, eu stau și mă gândesc, chiar atâta răutate aveți în sufletul vostru, că n-ați pus pe primul plan decizia, la executarea acestei decizii, factorul uman. Acești copii care să nu-i aruncăm, este o minoră de 15 ani oamenilor, unde o aruncăm noi? La cei care vând, se ocupă cu traficul de ființe umane? Uitați-vă ce se întâmplă! Și chiar mă întreb, fiindcă noi, într-adevăr, toți am discutat în Consiliul Municipal și unanim a fost votat și semnată, după ce a fost semnată de președintele în ședință, Vadim Cojușneanu, de domnul secretar al Consiliului, Direcția de Finanță își permite a ne executa această decizie. Uitați-vă cum se execută deciziile. Niciun control nu este, absolut. Mai mult ca atât, nu există nicio arhivă a Consiliului Municipal, unde toate deciziile să fie păstrate. Știți, trebuie să mergi la aceeași secție protocol sau la aceeași arhiva primăriei. Oameni buni, ne întrebăm atunci, pentru ce atunci atâția locuitorii municipiului Chișinău s-au dat votul sau ne-au încredințat nou consilierul municipal ca să găsească ei ca o direcție de finanță în persoana doamnei Hierță, care îmi caută numai borcanele cu vopsea la apă canal și care a pus pe seama cetățenilor tot ce îi convine ei și ne pune de fiecare dată auzim că vrea să mărească prețurile la apă, fiindcă iar nu-i mai ajung unii bani, niște spălători de bani. Iată, asta e atitudinea față de decizii și față de ceea ce se întâmplă în municipalitate și asta va fi atâta timp cât nu vom scăpa de actual alu primar Chirtoac. Asta va fi. Domnule Cujocari, spuneați ceva mai devreme despre atitudinea domnului Moldovanu și despre o așa zisă colaborare cu sistemul de sănătate. Vreau să ne spuneți o chestie poate foarte tranșantă. Care este atitudinea? Cum se colaborează? Dacă aveți în vedere la direct cu instituțiile, inclusiv ce vedem noi la direct, la moment dumnealui are interes numai în acele instituții care mai au un teren, o parcelă de pământ și poate să găsească o lacună în lege prin care să o dilapideze. Ca exemplu avem statul numărul 3, un teren oricare este dat pentru construcție. Vedem spitalul numărul 1 de copii de Sergei Lazo, în genere o clădire a fost dilapidată, ulterior a fost în locul ei a fost și la moment se construiește un bloc cu 5-7 etaje, dacă nu mai mult, nu știu precis. Spitalul numărul 3 de copii, Ignatenco, acolo iarăși se pregătește un set de documente care iarăși până în final se duc la dilapidarea terenurilor. Și până în final, din activitatea al domnului Moldovanu, ceea ce putem constata, sau un alt cuvânt nu pot să spun ca să nu-i jignesc pe nimeni, dar dumnealui, dacă însăși directorii de spitale și de policlinici își îndeplinesc sârguincios funcția, necătând la fapt că din punct de vedere financiar
nu prea le se primește, deoarece știm prețurile care sunt reale și până în final cum este finanțată medicina. Însă dumnealui nu caută un proiect ce ar putea să pe dumnealor să-i susțină din punct de vedere financiar sau să le aducă chiar, să zicem așa, plus valoare, un utilaj. Dumnealui caută numai acel loc unde se poate dat în arendă, se poate de luat o sursă financiară ulterior sau un teren de pământ. O altă activitate eu nu pot să constat la moment. Doamna Ceba, constatam și noi, reprezentanții mass media, ați vorbit și dumneavoastră chiar în acest studio despre soarta nemiloasă a centrului Vatra. Vreau să deschidem un pic parantezele și să vedem unde au plecat acești copii, care este starea centrului la ora actuală, ce se întreprinde pentru redresarea situației. Știți, la acest centru Vatra, dacă dumneavoastră vă amintiți, în luna decembrie a decedat un minor, da, chiar de vară, Valeriu. Și eu mă întreb până astăzi, nici la ședința operativă a primăriei, nici n-a fost creat comisie pentru examinarea acestui caz, indiferent de ce afecțiuni putea să sufere acest copil. Vă dați seama? Chiar am întrebat-o și pe șefa direcției, mi-a spus că se ocupă procuratura. Oameni buni, atunci când într-o instituție din administrația publică locală se întâmplă așa cazuri, de ce nu a fost raportat Consiliul Municipal? De ce? Știți, iată așa, o mână spală pe alta ca să stupe, dar asta, mă scuzați, e luată o viață de om tânăr, care putea să fie dus la cale și la un drum drept, educat. Mai mult ca atât, acest primar și-a permis să închidă acest centru Vatra, că măcar cum era copiii ce puteau să fie acolo, un ceai, să și iei hrană lor, motivând că de acum au depășit vârsta de aflare în centru. Dacă a depășit, atunci de ce nu ați făcut o strategie? Nu există nici în domeniul asistenței sociale, nu există nici un plan de perspectivă pe municipiu și de ce dumneavoastră, adică dumnealor, încep să motiveze că doi dintre dânșii i-au dus la centru de boschetari, dar acești copii doar nu sunt boschetari. De la centru Vatra n-au fost boschetari, chiar dacă sunt copii străzii, practic se primește că noi singuri îi aruncăm la cerșit. Și noi știm că în spatele cerșitului să cine stă și cum se îmbogățește. Și mai mult ca atât, uitați, dumnealor nu au avut bani ca să întrețină acești copii. Dar astăzi, de la închiderea acestui centru, se plătește salariul lunar la 4 paznici și statele de personal a centrului Vatra, aprobat prin decizia Consiliului, nu prevăd așa unități. Mă întreb, în baza cărui cadru legal veți achita? Am făcut ieri chiar și scrisoare domnului Grozavu, ca împreună cu Direcția de Finanțe și Direcția Protecției Copilului să-mi răspundă. În bază la ce? Copiii ați aruncat în stradă, care-i soartă mai departe și am solicitat ca în mod de urgență dispoziția primarului general 15-17 din 23 decembrie privind suspendarea activității acestui centru să fie abrogată și centrul să activeze. Trebuie până astăzi dimineață să-mi răspundă, nu știu care e situația, ne întoarce și o vede. Dar eu vă zic, știți, se primește așa că fiecare se vede șef fără să-și dea seama că atunci când ocupi o funcție, pe primul plan trebuie să stea omul, trebuie să lucrăm pentru oameni, fiindcă nici Direcția Generală Asistență Socială nu vor să înțeleagă că astăzi această direcție activează datorită că sunt în municipiul Chișinău pensionari și invalizi. Direcția Protecției Copilului, datorită acelorși iarăși categorii care trebuie să, dumneavoastră să aveți seama. Fiecare socoate chiar că eu sunt șef și mi-i banii să-mi plătească oamenilor, dar întorceți-vă cu fața la cetățenii acestui municipiu, dați împreună să facem ceva bine pentru oameni, pentru copii, fii-vă milă de cel copil și știți, nu numai fățărnicia asta, dar dați-vă seama, plânsul acestui copil când mama este plecată, el este în stradă, nici nimeni nu are grijă și chirtoc care niciodată nu a auzit plânsul unui copil, vă dumneavoastră vă închipuiți că el o să mai deschidă vreun centru, el o să le închidă pe toate. Domnule Dinari, foarte mult s-a discutat și dumneavoastră ați pomenit ceva mai devreme despre starea spitalelor, în mod special din municipiul Chișinău. Vreau un pic să ne oprim și să deschidem paranteza raportată la spitalul numărul 1. Care este starea de lucruri acolo? Pentru că s-a discutat și pe marginea acestei idei. Aveți în vedere maternitatea? Da. Deci este prima maternitate, cum, de fapt a doua maternitate, dar este cea mai mare maternitate din Europa după numărul de nașteri la moment, ca să știți așa o cifră interesantă. Ea este divizată în două părți, este partea somatică și este maternitatea propriu-zisă unde se ocupă cu
problemele în caz că ele sunt la copii după naștere și cei care e deja cu partea somatică în bloc aparte. Recent s-a făcut o modificare necătând la faptul că proprietarul tuturor edificiilor din municipiu Chișinău este Consiliul Municipal, s-a făcut o modificare în baza unei decizii a unei comisii și iarăși în care sunt implicați, dacă facem o analiză la listă, numai liberali, prin care s-au comasat aceste două secții. Este un pericol că noi de obicei suntem deprinși să reacționăm după ce avem deja un caz oricare. Este un pericol când infecțiile din secția somatică pot trece în la secția de lăuză, unde sunt niște cerințe specifice. Și vă spun chiar mai mult, necătând la faptul că avem o problemă în genere în medicină în Republica Moldova, că nu ni se ajung specialiști, recent, pe data de 25 decembrie, au fost eliberați din funcție circa 5 specialiști anesteziologi de la spitalul numărul 1, dintr-un conflict mai vechi în care este implicat chiar și domnul Moldovanu, deoarece specialiștii dați au aflat de niște interese meschine a dumnealor de a deschide pe teritoriul spitalului numărul 1 o instituție privată, la care dumnealor, domnii liberali, nu s-au dat mult așteptat și eu, ia că pe data 25, eu eliberat, dumnealor la moment sunt în proces de judecată. Dacă să vorbim despre niște construcții noi care, spunem, dacă domnul Moldovanu spune că vrea să facă oarecare dezvoltare în instituții, eu n-am văzut de circa 7-8 ani nicio construcție acolo, decât s-a stricat un gard și numai dintr-un singur motiv, ca să fie cale de acces pentru viitorul centru privat. Atât. Doamna Ceban, rămânem în albia ceea ce se întâmplă și în instituțiile de medicale. Spuneți-ne, vă rog, avem informații potrivit cărora se pune ochiul și pe terenurile ce aparțin acestor instituții. Se închiriază, se vinde, care e adevărata stare de lucruri? Eu, știți, aș începe de la aceea și chiar aș face o adresare către domnul Dondiuc de la spitalul numărul 1. Știți, domnul Dondiuc, eu vă cunosc personal și stau și mă gândesc, chiar funcția care v-a dat-o liberalii v-a schimbat atât de mult că ați eliberat din funcție specialiști o doamnă care e gravidă. Codul muncii chiar nu l-ați citit că nu vă permite nici într-un caz așa ceva. Mai mult ca atât, a aruncat în stradă, a eliberat specialiști care au lucrat ani de zile. Și dumneavoastră vă dați seama, dumnealui singur acum se confruntă cu așa o situație, fiindcă în nouă săli de operații nu poți tu nici de cum să aprovizionezi cu anesteziologi acest spital. Și mai mult ca atât, cred că o să oprească și colegul meu ce se întâmplă cu rezidenții de acolo, dar eu mă întreb oamenilor, asta e o profesie atât de folosită și atât de binevenită, fiindcă practic nicio specialitate nu poate fără anesteziologi, indiferent de care, fie chirurgie, fie obstetric, fie ginecologie. Pe deși eu lua acum și picioarele, dar desigur că noi, consilierii municipali, avem de acum delegați juriști care au dreptul să participe în instanțe de judecată și vom interveni la cazul care se judecă foștii angajați a spitalului de la spitalul numărul 1, fiindcă chiar nu-i face față domnului Dondiuc, cât n-ar fi de liberal și cât n-ar fi că eu permis să-l numească domnul Chertoacă după ce a fost aprobat statutul prin Parlament. Până atunci trebuie noi Consiliul să-l întărim în această funcție. Dar cu terenurile ce se întâmplă, eu dumneavoastră vreau să vă spun că noi în municipalitate avem atâtea lucruri bune făcute și într-adevăr să mergem de la instituție în instituție. Luăm chiar Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail, cu câtă căldură acest director al acestei instituții a reparat această instituție. Mergeți să vedeți cât de amenajate teritoriile și nu permite absolut un pas, un metru de pământ cineva să-l iei, fiindcă știe eu său ce atitudine are omenească față de colaboratori. Mergem în Asociația Medicală numărul 1, tot aceeași problemă, fiindcă fiecare își dă seama că acele rezultate pe care le are în domeniul ocrotirii sănătății, acesta este lucrul angajaților pe care îi ai, că nu-l faci conducătorul singur.
poți fi tu cât de sever, cât de competent. Dacă tu îți bați joc ceea ce avem noi la Asociația Medicală Buicani, plângeri după plângeri, iată, vedeți, spitalul numărul 1. Mai mult ca atât, știți, pe mine mă miră faptul că în Asociația Medicală Botanică avem plângeri de la pacienți că Partidul Liberal are sediu. Eu am rămas frapată, nici nu pot să-ți închipui că într-o instituție medicală, și de asta mă adresez tuturor fracțiunilor din Consiliul Municipal, să facem și să mergem la fața locului să ne convingem că astăzi, în loc, să deschidem acolo, fie o cameră de odihnă pentru angajați, fie o cameră pentru mamele care vin cu, că acum scomăsați, știți, cu medicul de familie și cu copii mici, când au oameni buni. Dar noi am dat lui Partidul Liberal în Asociația Medicală Botanică. Ieșe din comun, dumneavoastră vă dați seama ce se întâmplă. Despre ce noi vorbim mai departe? Domnule Ceban, haideți să discutăm un pic și despre schimbările din învățământ. Avem un nou, cel puțin, o nouă persoană, o nouă veche. Știți, dumneavoastră, ați atins o întrebare atât de dureroasă, eu cred că nu numai pentru mine personal, dar ați atins o întrebare pentru întregul sistem de învățământ din municipiul Chișinău. Noi suntem la început de an și la finele anului 2016 și vă dați seama că Bețivanul cel de Fleaș, care a fost implicat în toate trucurile cele mai murdare, puteți spuneți pe post ca lumea să-l vadă cine un el strângă, zici că e român, dar strângă za Donbaza, Rasiu, bat sapă cu chirtoacă în garajele primăriei, astăzi exercită funcția de șef interimar, mai mare rușine pentru Partidul Liberal, eu cred că nu poate să existe și pentru municipalitate. Dumneavoastră vă imaginați că acest Fleaș, care astăzi e șef interimar la Direcția de Învățământ, el trebuie acum să evalueze competențele profesionale a tuturor angajaților din direcția generală, fiindcă așa prevede fișa de post, și el, care e absolut o boabă, nu e competent deloc, vă dați seama câți academicieni, câți conducători avem noi, directori de instituții, de școli, de licee, competenți, și nu s-a găsit oamenilor să fie numit o persoană, într-adevăr, care să facă față. Dar chiar și în Partidul Liberal, băi, dar chiar sunteți atât de josnici și de la, v-ați coborât la călcuicui și l-ați numit pe Fleaș, care stai alături cu dânsul să vedea ce putoare de la omul ăsta. Eu vorbesc așa chiar în limba mamei. Nimeni nu a încercat. Încercați să vă uitați. Oameni buni, dar treziți-vă. Eu cred că tot corpul didactic, toți profesorii academicieni trebuie să iasă la o grevă, la o manifestare și nici nu se prezinte la acea evaluare care urmează să le pună el nota performanțelor, după care să fie și salariul stabilit. Iată ce vine. Domnule Cojocare, spuneam ceva mai devreme și doamna Ceban remarca faptul ăsta a problemei rezidenților. Care este starea de lucruri? Deci, după cum știm, rezidenția este o etapă de creștere a unui medic după ce a terminat universitatea, băncile universității, până a deveni un medic specialist. Pentru ca un rezident să devină ulterior un specialist bun, el de obicei se alătură la un specialist și specialistul se împărtășe cu partea practică, el deja de pe băncile universității știe partea teoretică, astfel se formează un specialist bun, încrezut în sine, care poate să aducă plus valoare instituției, multe vieți scăpate și ulterior poate și un profesor bun. La moment, din păcate, iarăși mă repet, noi nu avem numărul necesar de specialiști prin instituții. Îmi pare rău că n-am putut să vă prezint azi, am mai multe scrisori de la diferite instituții municipale către minister în care este stipulat numărul de specialiști deficit din acea instituție care a scris cererea. La moment, rezidențe sunt supuși riscului. El este la un medic sunt atașați vreo 5-6 rezidențe, asta în cazul bun, de obicei mai mulți, și li se încredințează niște manopere destul de, spunem așa, care necesită o experiență mai bună. Ulterior, dacă se întâmplă un caz, nu de doamne, de deces, răspunderea vine pe rezident. Rezidentul la moment nu este apărat. În așa stare, cum la moment se află spitalul numărul 1, vreau să vă spun, foarte mulți rezidenți participă la diferite intervenții chirurgicale, neavând practic o apărare profesională în caz de apariția unei complicații. Astfel de cazuri, dacă să luăm minuțos, noi putem găsi practic în fiecare instituție. La sesizarea noastră de către
Partidul Socialiștilor, în diferite instituții, noi vorbim cu diferite directori, ei sunt supuși unor, spunem, modificări legislative pe care ei nici de cum nu le pot înțelege. Nici nu înțelege, dar nu le pot implementa în practică. Ei au numărul de rezidență, ei trebuie să le dea de lucru, dar pe rezidență ia pe ei nu pot. Asta este situația reală. Noi nu o putem corija atâta timp cât nu vom putea face serviciu medical atractiv pentru profesioniști. Spuneam ceva mai devreme și despre faptul că nu sunt medici suficienți. Ce întreprinde Consiliul? S-a discutat această problemă, elaborarea poate unor mecanisme care ar atrage până la urmă tinerii specialiști. Deci, pentru atragerea specialiștilor, să luăm așa, la direct este nevoie de o acoperire atât financiară sau o garantare pe viitor. Deci, pentru a atrage un specialist, trebuie să-i dai un salariu, un loc de trai, ulterior de a asigura că el va activa în incinta acestei instituții. La moment, după cum știm, funcțiile mai bine plătite sunt puse prin cunoștințe și iarăși la direct cine este apartenență politică și tot așa. Noi nu putem la moment să asigurăm un lucru calitativ pentru tinerii specialiști. Și iarăși partea, cum ca problemă de bază, este apartenența politică și nu se uită pe calitățile profesionale. Doamna Ceban, pentru că suntem iarăși, ziceam, în perioada rece a anului, unde toate problemele se adună și formează un noi an până la urmă, haideți să discutăm și despre recalcularea pensiilor. E o problemă, știu, care v-a strânit, v-a generat mari semne de întrebare până la urmă și raportat de mecanismul cum sunt calculate ele. Da, la acest capitol eu aș vrea să vorbesc la concret. Știți, mi-amintesc acele mesaje la televizor, unde doamna ministru Stella Grigoraș, președintele Casei Naționale, doamna Laura Greco, inclusiv și domnul prim-ministru Filip, ne-a promis la toți cetățenii Republicii Moldova că începând cu 1 ianuarie 2017 și 1 aprilie 2017 vom fi atât de fericiți că să gătim buznarele, să le întoarcem pe dos, că oricum vor fi goale. Și de ce vă spun așa? A fost la finele anului elaborată și aprobată legea 290 privind pensiile de asigurări sociale. Și eu mă întreb, acei care au schimbat articolele din legea 156 și au dat-o la aprobare, spunând că ne vor ferici pe noi, înainte de a aproba această lege, cred că atât guvernul, cât ministerul și toate instanțele, inclusiv și alianța de guvernare care a votat această lege, urma în primul rând să-și facă un calcul. Dar ce au făcut? Au mers pentru ce este mai josnic. Eu uneori mă întreb, domnilor deputați din alianță care ați votat, chiar atât de mulți vă urâți acest popor, fiindcă atât rău puneți pe spatele acestor cetățeni prin această lege. Legea asta atât e cu lacune. Și iată, o să vorbesc la concret. Eu cred că această lege va fi modificată, fiindcă însuși domnul Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, tot nu este de acord cu această lege care a fost aprobată în pripă. Mai mult ca atât, mergeți dumneavoastră astăzi, toți cetățenii, la orice casă teritorială de siguranță națională și începeți să discutați cu un angajat dacă știe de unde să o înceapă și cum să pună în aplicare această lege, fiindcă am înțeles din discuții că abia mâine, 11 ianuarie, va fi un seminar unde încep, fiindcă ei singuri au atâtea întrebări, nimeni nu i-a consultat, practic legea o scriu cei de sus. A fost scris, nu a consultat pe cei care muncesc cu această lege. Și vă dați seama că, iată, în această lege, ceea ce am vorbit noi astăzi cu dumneavoastră, că avem nevoie de tineri specialiști să rămână în țară. Aici și pentru mamele cu copii, care au născut 5 copii, până și-au educat până la 8 ani, undeva li s-au văscut cu 3 ani mai înainte la pensie. Dar mă întreb, dar ce s-au și ei cu mamele care au avut 4 copii? Și poate între acești 4 copii, numai ei știi cum i-au crescut, are și unul cu dizabilități. Ce s-au și cu mamele cu 3 copii, care s-au ocupat de acum de la 3 copii, familia e numeroasă? Mai mult ca atât, în această lege 290, fiecare articol se contrapune. Legea 157,
articolul 33, unipunctul 1 și 4 prevăd reexaminarea pensiilor și este scris că în punctul 4 din articolul 33, că odată la 2 ani, pensionarii care continuă să activeze au dreptul să-și recalculeze pensia, da? Așa au spus și domnul ministru, prim-ministru, că ne vor ferici. Și prin legea 290, clar se spune că articolul 20, punctul 25 30 și 33 se prevede pentru pensionarii care își vor stabili pensia începând cu 1 ianuarie 2017. Și când ți-ai stabilit, dacă începând din ianuarie, peste 2 ani, dacă ai să mai ai zile că au mărit vârsta de pensionare, așteaptă 2 ani dacă te-a mai ține cineva la serviciu, vă dați seama la ce vârstă. Și atunci poți să-ți recalculezi pensia. Asta e o problemă. A doua problemă, eu i-am întrebat pe cei de la Casa Națională, dar spuneți-mi, vă rog, da, jalete blindate v-au pregătit prim-ministru și cu președintele Casei Naționale, fiindcă începând cu 1 aprilie, prin această lege nouă, prin legea 290, se anulează absolut toate privilegiile, tot acel suport material, ajutor material, care a fost prevăzut prin legea 147 din 2014. Ce am eu la concret? Iată, puteți și-ți fotografiați. Legea 147 prevedea pentru cei pensionari care au pensie până la 1500 de lei, vor primi lunar suport, ajutor material, 180, invalizii, gata, e scris clar, nu se mai stabilește. Sunt scoase astea. Vă dați seama, de ce îmi spune că ne fericește, că vor pe pensie de două ori mai mari, cu eficientul nu știu cum, nimic absolut. Practic, asupra acestei legi, urmează să se lucreze, asupra acestei legi, urmează să fie elaborat un mecanism, un regulament de implementare și numai atunci urma ca să fie aceste declarații pe televizor, fiindcă singuri vă contrapuneți fiecare articol cu toate articole. Un articol scrie așa, altul scrie invers și la urmă ați pus punctul pe tot și ați schimbat tot. Nu vă recalculăm, nu vă stabilim, ajutoarele le scoatem toate. Poftim, iată. Eu am subliniat. Puteți să citiți, iată aici legea care scrie clar punctul unde scrie nu se stabilesc și ce nu se stabilesc, iată asta, toate ajutoarele acestea se exclud. Spuneți-mi, vă rog, ce o să fie cu acești pensionari și cum ei vor supraviețui atunci când, fără să se gândească, fără să asculte, dar faceți consultați societatea civilă, faceți o masă rotundă cu cei angajați din casele teritoriale de sigurări sociale, cu direcția asistent socială. Avem foarte multe ONG-uri care se pricep în acest domeniu. Știți, ieși din comun ceea ce ni s-au pus pe masă. Domnule Cujocar, vreau să atingem un subiect, consider eu, sensibil, cel puțin pentru societatea noastră. Este vorba de sistemul de sănătate versus persoanele neasigurate. Cum stăm la acest capitol? Deci, beneficiază ei doar de medicina de urgență? Nu. La moment, persoanele neasigurate sunt întărite de sectorial după un medic de familie. Ele beneficiază o dată pe an de un spectru oricare de analiză gratis, dar ele sunt la un număr foarte mic. Pot să adresez, este analiza generală de sânge, urină, câteva analize care ar orienta medicul de familie în general despre starea pacientului sau ulterior de a-l informa și de a-l sensibiliza pentru a se adresa la un specialist pentru un control mai aprofundat. Dacă să vorbim despre investigațiile costisitoare, da, aici este o problemă, o lacună destul de mare la noi în medicină, luând în vedere că și așa, costurile care le achită Compania Națională de Asigurări pentru investigații costisitoare de obicei nu sunt adecvate prețurilor de întreținere a utilajului și asta se atârnă numai pentru instituțiile de stat sau, de exemplu, municipale. Dar criteriul de calcul a aceeași investigații costisitoare pentru o instituție privată este mult mai mare. Deci când nimerește pacientul de obicei într-o instituție, cum, hai să spunem, impunerea pacientului care nu este asigurat de a se adresa la o investigație costisitoare, asta este starea lui, urgentă. De obicei, pentru ca să se ducă la o instituție de stat, acolo deja este un rând. Cauza este numărul mic de utilaj performant.
el este nevoit să se ducă să facă aceeași investigație care este posibil de a o face în instituție municipală, el trebuie să se ducă să o facă la o instituție privată, unde prețul de obicei este de câteva ori mai mare. Și iarăși aici el nu este asigurat. Da, în Consiliul Municipal noi avem comisii care dăm ajutor financiar pentru anumite categorii de pacienți, însă de obicei am un caz mai tragic, s-a alocat o sumă de bani pentru un pacient care cu o zi după ce a decedat, peste o zi după ce a decedat, a venit scrisoare la primărie că el trebuie să se apropie să primească suma. Da. Mecanismul este un mecanism imperfect și asigurarea vine numai din fonduri locale. Doamna Ceban, haideți să revenim la aspectul ăsta financiar, pentru că vrem, nu vrem, el predomină în viața noastră și să ne spuneți, ați avut o colaborare cu mai mulți primari din suburbii. Haideți să vedem, cu ce s-a soldat ea? Până încep cu acest capitol, eu aș vrea să vă spun că ceea ce ține de procesul de ocrutirii sănătății, părerea mea personală este, și eu cred că asta mare tuturor conducătorilor instituțiilor medicale, că Direcția Sănătății în municipiul Chișinău ea trebuie să fie lichidată. Avem compania de asigurări în medicină care se ocupă cu toate serviciile și eu cred că poate să reexiste numai o secție în primărie care să monitorizeze ceea ce fac ei, că ei mai mult nu se ocupă cu nimic. Ei fac numai achizițiile și le dă copilul cu buricul tăiat de acum la instituțiile medicale, dar le fac așa ca să câștige numai firmele liberale. Ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră de suburbii, dar într-adevăr, fracțiunea Partidului Socialiștilor în anul 2016 am încercat să avem o colaborare mai aproape de suburbii, într-adevăr, ca cetățenii din aceste suburbii să aibă o viață mai bună. Și dumneavoastră, ce credeți la acest capitol? Am avut diferite mese rotunde cu primarii din suburbii care au avut dorința să prezinte, să participe la mesele acestei rotunde și nicătând și la cei care nu au dorit. Oricum, indiferent de apartenența politică, fracțiunea Partidului Socialiștilor pe primul plan a pus viața satului, a pus locuitorii. Și iată, dumneavoastră, vedeți că minciunile astea alu Chirtoacă, care ați văzut cum au cântat și în garaj, za Donbass, și îți pare lumea că socialiștii vin și vine Donbassul în Republica Moldova, a apărut o fobie oarecare prin suburbii. Dar eu mă întreb, că în suburbii s-a alocat peste 100 milioane de lei datorită insistenței fracțiunii Partidului Socialiștilor, care nu a fost niciodată. Și mai mult ca atât, vreau să vă zic că urma ca acești primari din suburbii să informeze consiliile locale și să facă întruniri cu cetățenii la capitolul care au fost acordați acești, aprobați acești bani. Eu pot să vorbesc chiar la concret și desigur că noi vom solicita ca Direcția de Finanță să ne prezinte în mod de urgență din sumele care au fost aprobate de Consiliul Municipal și n-au fost și n-au ajuns în suburbii, unii s-au dus acești bani la Direcția Construcției Capitale sau la App Canal. Noi ne-am descurcat și cu doamna Herță, fiindcă, de, mă rog, astăzi Partidul Liberal, vă dați seama, fac ce vor, fără să-și dea seama că să este cadrul legal. Dar iată, eu vreau să vorbesc că acest primar Chirtoacă o făcut acolo, arată, ia cam e așa, deși tătă ziua sare în sus cu cascada, o sărit cu Valea Morilor. Acum eu mă întreb, dar el prin suburbii s-a coborât, fiindcă pe unii arată că zboară pe aerodrom, pe alții i-a dat că deși joacă popșoi pe la bătrâni, dar eu mă întreb, el personal au fost la 15 km de suburbii în Buneț, în Togatil, satul nou, unde oamenii sâmbătă și duminică nu pot ieși din sat, trebuie să meargă că uitează pe viscul acesta copiii la școală, 2 km pe jos. Și eu mă întreb, noi am alocat 1.800.000 ca să fie gazificat satul nou. Da, dacă nu este de ajuns, poftim, știți, așa se fac niște șmecherii trocate la achiziții ca să se tergiverseze și banii ăștia au fost lăsați în bugetul municipal. Și eu mă întreb atunci, spuneți-mi, domnilor primari, dumneavoastră știți că asta a fost aprobat de Consiliul Municipal. De ce n-ați făcut o scrisoare circulară că doamna Herța v-ați înțeles, primarii s-au înțeles personal cu Herța că vă aloca anul viitor acești bani ca să-i ies în buget. Pentru ce?
Începeți lucrările. Mai mult ca atât, același buneț, același togate, nu este gazificare, nu este canalizare, nu este căi de acces, nu există transport cu ce se ieși de acolo. Oameni buni, cu ce noi ne ocupăm și ce arătăm noi la doamna televizor? Doamna Ciobban, domnul Cujocar, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Cu părere de rău, șirul problemelor este destul de impunător, necesită mai multe emisiuni pentru a fi abordate, vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de Accent TV.